Fenomen extrem de rar în România. Deși ne aflăm la mijlocul lunii aprilie, mercurul din termometre arată valori specifice lunii iulie. Meteorologii spun că astăzi am avut parte de cea mai călduroasă zi din an. A fost vreme de vară astăzi în toată țara. În unele zone, temperaturile au depășit 32 de grade. Semn rău, spun specialiștii. Schimbările climatice sunt cauzate în principal de fenomenul El Niño și de încălzirea globală. Dacă fenomenul va lua sfârșit la finalul acestui an, efectele lui vor fi resimțite mult timp de acum încolo. La nivel global, temperatura înregistrată în luna martie a fost cea mai ridicată din ultimii 100 de ani, dar specialiștii se așteaptă ca în anul 2016 temperaturile să depășească toate recordurile. Nu pot decât să mă bucure, deoarece căldura îmi place foarte mult și aștept cu nerăbdare venirea verii. Nu prea bună. De ce? Pentru că prea dintr-o dată s-o încălzim. Ești mai agitată, n-ai poftă de mâncare. Ce doare capul.